Chiriche este cea mai bună soluție de fundaș pentru FCSB. Dacă ți amintești, spuneam noi aici, la vremea respectivă, părea cumva, eram cu tine și cu domnul Ducadam, a apărut informația de la un cititor, de la un privitor de ai noștri. Între timp, domnul Becali a confirmat că îl vrea, dar, mă rog, sumele sunt 500.000 de euro și așa mai departe. Ai vedea Chiricheș să vină să facă diferența în România? Că asta-i trebuie acum FCSB-ului, un fundaș central care să facă diferența. Dacă ajunge la FCSB și nu se accidentează, da. Calitatea... Are calitate, că nu a uitat fotbalul, da? A jucat la nivel înalt atâția ani, adică... Da. Repet, dacă nu se accidentează, da. 3-4 meciuri sunt ale lui în care gafează. Dacă mai are și Daua 3-4 pe sezon... Scuză-mă, dar mi-e greu să cred că o să vină Chiricheș. Mi-e sincer, în momentul de față mi-e greu să cred că Chiricheș... Chiricheș vine, uite, ne zice Good Life, Chiricheș vine, joacă 3 meciuri, se accidentează și stă 5 luni. Da, e de porțelan. Vlad Chiricheș în ultimii ani a fost fundașul de porțelan. Eu cred că mai încearcă un transfer. Mai încearcă ceva în Italia, să mai rămână un an pe acolo. Nu neapărat în străinătate, nu neapărat în Italia. Băi, CV-ul are, adică scuză-mă, când asta te duci Tottenham, Sassuolo și așa mai departe, Napoli. Da. Chiricheș și aur pentru România și Conference League, dar la națională gata, îl avem pe Drăgușin.